În acest weekend, în satul Zembreni, raionul Ialoveni, a răsunat muzică de fanfară. Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional al Fanfarelor a adunat 9 colective artistice de pe ambele maluri ale Prutului. A fost semnat și acordul de înfrățire între comunele Zembreni din Republica Moldova și Pădureni din România. Repertoriu bogat inspirat din folclorul românesc, fanfarele au făcut în conjurul satului Zembreni. Parada a fost deschisă de artiștii din Ivănești, Vaslui. A urmat fanfara Valentin Lucian din Zaim, Căușeni. Festivalul de fanfară Mândră Floare de pe Botna are ca scop valorificarea fundului cultural românesc. Sunt de la fanfara Stejerelu și reprezint comuna Pungiști. Da, și am venit cu mare drag la dumneavoastră aici. Am mai fost. Îmi place pentru că noi suntem o familie de la Utah. Au cântat bunicul, acum cântă tata. Am cântat și iar bunicul de pe mamă. Și acum și fratele meu, la dublu. Suntem fanfara Trandafirilor Vaslui. Da, și ne face o deosebită plăcere să participăm la acest festival. Locuitorii din Zembreni și din localitățile vecine au rămas încântați de muzica de fanfară. Tot îmi place, peste măsură, întineresc. Când privesc, văd lumea, ascult. Nu pot să mă exprim așa cuvinte mai călduroase, cât am rămas eu așa surprins de așa ceva. Evenimentul a fost organizat de Primăria Zembreni în parteneriat cu autoritățile din județul Vaslui. A fost semnat și un acord de înfrățire între comunele Zembreni din Republica Moldova și Pădureni, județul Vaslui din România. Sunt prima dată la un festival în Republica Moldova și sunt profund impresionat. Îmi se face părul găin așa de ospitalitatea care am fost primiți. Acordul de înfrățire între comuna Pădureni, județul Vaslui, România și comuna Zembreni, raionul Ialoveni, Republica Moldova. Acum s-a dat toți cu această muzică contemporană, dar muzica de fanfară este cea mai îndrăjită de toți moldovenii, de toți românii, de toți acei care iubesc frumosul. Festivalul a adunat 9 colective artistice.